Salutare First Player, am schimbat telefonul de pe care jucăm Brawlhalla, de data asta ne jucăm de pe un Asus ROG Phone 2. În episodul trecut ne jucasem pe un OnePlus 6T. That's old, that's old. Am început să mă strângem niște bănuți și să deblocăm niște personaje care, vedeți voi, costă destul de mult. Acum, cel mai ieftin e ăsta, cowboy-ul, și e 2300. Cel mai scump e nenea asta, J1 și 7200. Să lăsăm treaba asta, să luăm caratistul ăsta și să ne luptăm. Am mai învățat câteva șmecherii și controlul este mai bun pe telefonul ăsta. Mă văitam de control în episodul trecut pe OnePlus 6T, dar acum stăm un piculeț mai bine. Ce n-am folosit în episodul trecut și mi-a dăunat foarte rău e Dodge-ul. Vedeți butonul ăsta albastru din dreapta? Ăla e Dodge. Hai să dăm sunet un pic mai încet și să ne luăm la cafeală. Bun. Sunt personajul ăsta roșu cu ochii albi și mi-am dat seama că teoria mea din episodul trecut e reală. Într-un fel e mai important să nu cazi în jocul ăsta decât orice altceva mai faci. Adică mai degrabă nu te bați și fugi decât să cazi. Dacă tu cazi de 0 ori, deja ai șanse foarte mari să ieși pe locul 2. Nu pe ultimul, cum am tot ieșit de ultima oară. Mă rog, e indicat să și iei itemurile, să și le arunci, să și pocnești inamicii. Și am uit. Ok, am revenit pe treabă, direct luat în cafeală. Și e foarte important să folosești jump-ul ăla ca lumea. Sincer, nu știu dacă aș fi pus jump-ul chiar jos, unde e pus aici, printre controlele astea. Dar, na. Extrem de puternic ăla cu harponul robotul, dar e foarte lent. Asta am mai descoperit eu. Mamă, ce pumni! Ce pumni, am tras pumni de-aia metalici. Jocul este la 60 FPS, se mișcă binișor și e cross-platform, adică eu acum mă joc contra unor gameri care sunt pe PC sau pe consolă. Și jocul ăsta este complet gratuit. Complet gratuit. Moca, free. Încă nu mi-am dat seama cum să folosesc puterea specială, adică, vedeți, eu o risipesc acum. Prin putere specială mă refer la... Wow. Ce mă enervează faza asta. Prin putere specială mă refer la butonul MOV. Știu că trebuie să ții apăsat să se încarce, dar nu prea e timp. Trebuie să și prinzi o temporizare ca lumea. Cum ar zice lui Dumitrescu, verticalizare, temporizare, axa stângă. Mi-a copt-o ăla. Deci mi-a copt-o Vector în ultimul hal. Cred că meciul ăsta iar îl terminăm pe ultimul loc. Bă, dar numai în mine dă ăla. Luăm și noi o sabie laser? Luăm. Sunt două moduri în care poți să mori în jocul ăsta. Fie se termină viața, vedeți că sunt niște bare colorate sus, fie cazi de tot și mori. Dacă tu cazi, îți cade mai multe puncte. Dacă ți se termină viața și te omorât, îți cade un singur punct. Ești pe minus 1. Ok, toți avem arme lungi și periculoase. Bă, deci iar m-a spulberat ăla, vedeți? Acum am fost omorât, nu aruncat în abis. Mi-e greu să zic care e personajul meu preferat până acum. E, vezi ce dau ăsta. Incredibil. Eu am un personaj care e bun de aproape. Alții preferă să se bată de departe. Era și unul cu un arc cu săgeți. Și gata lupta. Am ieșit pe ultimul loc, cred. Da. Am minus 4 și nici ăștia nu au foarte mult. A fost un meci destul de apropiat, zic eu. Frustrant. Mă, Vector ăsta a jucat bine și îmi place și cum arată robotul. Să spunem un GG, să mergem mai departe. Ok. Mai facem niște XP. Și am luat foarte puțin gold. Acum hai să ne mai primăm pe aici să vedem care-i treaba. Ok, avem niște misiuni zilnice. Aici ce avem? Niște replay-uri. Aici setări. Apropo, jocul ăsta merge și cu controller. În cazul în care nu vi se pare comod setup-ul ăla, puteți să jucați cu controller. Ok, ăsta este rank. Dacă vă simțiți tari, poți să faci un game room cu prietenii. Sau poți să navighezi în niște game room-uri pe niște criterii. Aici, filtre. Vedeți că scrie și țara sau teritoriul în dreptul lor, SUA, Brazilia și alte nebunii.
Și mai este și asta, Waterbomb, care e destul de fain, așa. Ideea că e altfel lupta, nu mai arme. Pur și simplu arunci cu Waterballs. Interesant că s-a schimbat și a făcut update. Zilele trecute era bulgăr de zăpadă. Din câte știu, în jocul ăsta poți să joci free for all, 1 vs 1, 2 vs 2. Cred că poți să fii chiar și 4 vs 4. Uite, în clipa asta suntem 6. O, cineva l-a deblocat pe Jayune. Jayune e, cred, cel mai scump personaj, cel mai puternic. Am înțeles că e și o pseudo-poveste aici. E complicată treaba. Hai să-mi dau seama care sunt eu. Ok, deci eu sunt băiatul cu nădăragii roșii. Ok, am început să cadă baloanele cu apă. Nu sunt by default. Și cineva m-a caftit foarte rău. Vai de capul meu. Haos maxim. Uite bă ce-a luat la balonul. Am aruncat degeaba balonul. Fier ar să fie. Nici nu mai știu care sunt eu. Deci mă credeți că nu mai știu care sunt. Cert e că sunt ăla mort. Serios? Iar m-a aruncat. Mamă, ce i-am dat-o la... A, mi-a luat balonul din mână. Nu pot, nu pot să cred că se poate întâmpla una ca asta. Ba, am dat pe lângă. Mama, m-am aruncat cu bijuterii, cu baloane, cu nebunii, am fost pulberat. Foaie de capul de zilele mele. Ia de aici. E ciudat spre haios când se bagă cineva în față completă aiurea. Se întâmplă foarte des să fii spulberat în ăsta, în modul ăsta de joc versus modul normal. Ok, am luat pumnii aia șmecheri. Mamă, ce combo făcusem. Cineva s-a reconectat, deci nu mai ești pe ultimul loc, măcar a ta. Ok. Where am I? Deci chiar e haos maxim. Iar a murit. Uite, când sunt prea mulți jucători pe ecran și sunt mai mult de același tip, pierzi și eu, efectiv. Nu mi-a dat seama care ești tu. Asta e o mare problemă a jocului care ar trebui remediată la un moment dat. Dacă vor cei de la Ubisoft să aibă succes cu jocul ăsta, trebuie să remedieze treaba asta. Și mi se pare că loviturile nu se conectează așa bine cum aș dori eu. Deși, culmea, am căcălău inamicii în care să dau. Jesus Christ, câte ori am murit. Asta e cel mai prost de aici. Oră, mai e și ăla care s-a reconectat, dar săracul. Unde naiba sunt eu, mă? Uite, vezi, tocmai am văzut doi care au căzut și se vedea pe ei că nu-și dă seama care sunt ei. O, ce lovitură mi-a luat. Total aiurea. Da, nicio șansă în meciul ăsta. Foarte lung meciul. Parcă așa mi se pare. Mamă. Deci când amândoi se lovesc cu balonul, unul pe altul, se declanșează așa un fel de explozie cataclismică și zboară amândoi spre margine. Ia să vedem pe ce loc am ieșit. Am ieșit pe locul penultimul. Pentru simplu fapt că ăla s-a reconectat, cred. N-am mers deloc bine. Și culmea, uite că Jayune n-a ieșit pe un loc fruntaș, deși e super mega giga personaj. Ok. I mean. Ok. Bun, hai să vedem și alte moduri de joc, dacă se poate. Hai să încercăm 1 versus 1. Cu Nyx. Arată ca... De ce neba nu mă lasă să trec mai departe? Ok. Sidra. Am ales mai multe personaje. Nu știu exact de ce m-a pus să aleg mai multe. Poate după ce moare unul, îmi dă voie cu altul. Sau pot să fac un squad. În fine, semăna cu personajul ăla care avea niște brațări în care ieșeau șerpi. Era un joc pe Xbox, am uitat cum îi zice. Era foarte interesant, era foarte dark, așa. Nu prea se mai fac jocuri de astea gotice cu aerul ăla sumbru de îți vine să asculti niște metale după aia. E, uite, e mai interesant așa, unul la unul.
O caftește grav, fata aia. Hai că am prins și eu. Ideea e să o scoți din ritm. Când intri într-un ritm, doar într-o frenezie. Ah, ce trage mine. Eu sunt un personaj de jucat de aproape. Oh, shit. Nu, nu, nu. Sări, sări, sări. Mamă, ce i-am dat-o. Era să se ducă naibii. Ia să vedem. Nu mai are pistolul. Uite, acum ar trebui să-i dau o fatală. Mamă. Dă-i, dă-i, dă-i fatală. Hai că mai X. Opa, și-a luat și-a coasă. Shit, son. Cred că nu se mai poate urca la loc. Lasă-mă, mă, să-ți fac fatala. Ți-ar fatala de râs. Să nu ia bomba. Mamă, m-a spulberat. Dar e pe roșu cu viața. Adică nu cred că mai duce mult. Mă, ce i-am dat-o? Ah, am ratat-o. Firar. Nu pot să cred. Nu pot să iau și o sabie amărâtă. Mamă, chestia asta lovește foarte tare. Am văzut și alții inamici folosind-o. Doar că m-a prins la cotitură. E, acum să o vedem. Revenindu-și. Incredibil. E, acum. Deci acum chiar n-are cum. În sfârșit. Am făcut și eu un kill de lac bun. Mamă, eu m-a lăsat să-mi fac, să-mi scot poezie. Mamă, ce pumni are! Ce ne-am ferit unul pe altul. Băi, ești nebun! Ce lovitură mi-a prins! God damn it, e 2 la 1. Ah, deci am omorât un personaj și a venit altul acum, interesant. Ia să luăm noi sabia aia. Ce dau eu cu bijuteria asta, frate? Foarte versatil moșulic ăsta. Ah, am dat pe lângă. Cum naiba dau numai pe lângă? Cred că se și ferește. Interesant modul 1 la 1. Vă recomand să jucați 1 la 1 ca să învățați mai multe de jocul ăsta, că dacă joci la grămadă așa, nu vezi mare lucru. Mamă. Ce? Ce stupid. Ce stupid a murit. Ce stupid a murit. Nu, no, ăsta nu-i dau GG, nu merită. Nu merit GG-ul meu. Opa, level up. Așa, bănuți cu bănuți, ajuns să deblochezi și alte personaje. Ok, să vedem alt mod. Deci am jucat Free for All, Strikeout și Friendly 2 vs 2. Ok, să jucăm cu Sidra. Cu Moș am jucat, cu Vector am jucat, cu Petra am jucat, cu Cassidy ne trebuie bănuți, Sentinel. Ia să vedem ce știe. Koji, arată interesant Koji. Ok, are și arc. Oh, are mai multe variante de săbii. Ancestrală sau urs? Urs, să zicem. Ia să facem noi... E mișto combinația asta de culori. Bun. Asta îl cară înapoi când moare. Și să vedem acum. Mamă, deci mă enervează hărțile astea preview arată mult mai bine decât alea gen în care chiar te bați. Haos maxim. Koji. Botvar. Ia să înceapă nasoalea la. Platformele astea sunt foarte mici, dar mai sunt și alte platforme mobile care intervin. Deci, care sunt eu? Ăla verde care țopăie. Dar ciudat că eu parcă n-am ales să aibă uniforma verde sau, mă rog, să am ales să aibă o parte din ea verde. Ce mișto e drăgușorul ăla, apropo de creaturi verzi. E și unul îmbrăcat ca un urs. Păi, dar ăștia super profi băieți ăștia. Sunt pe felie. Oh. Mai cu milă, tată. Mamă, ce mi-a dat-o? Nu știu dacă mai pot să mai revin acum. Mă pândește la cotitură. Mi-a zburat și sabia, deci fiți atenți. Mi-a tras atât de tare încât mi-a zburat și sabia.
Ce e inutil în jocul ăsta, și vă zic din start treaba asta, e să dai în aer cu pumnul. Nu există luptă în aer, din câte observ eu. Opa! Am armă de ranged. La ce bun! A, asta e tot, asta e atacul special. Oare ce se întâmplă dacă țin apăsat? Shit, am murit. O să-i spun primul loc. Dacă țin apăsat pe atacul principal, de la Quick Attack, că dacă țin apăsat pe la Heavy, știu deja ce se întâmplă. Păi ești nebun, nu poți să faci nimic. Deci cum ne-a dat-o amândurora. Băi, dar băi, ajunsesem pe platformă. Incredibil. Incredibil. Sunt șocat că am ieșit pe locul ăsta. Am avut trei căderi și colegul meu de echipă, care culmea era chiar creatura aia mișto Onyx, a avut două accidente. Nu știu ce sunt accidenți. A luat foarte mult damage, văd. Și inamicii nu prea luau mult damage. Interesant. Ursul ăla a fost MVP, dacă mă întrebați pe mine. Mai am multe de învățat. Mai am multe de învățat. Hai să vedem care sunt combinațiile aici. Free for all, strikeout, friendly, experimental. Brawl of the week. Ce-o fi Brawl of the week? Chiar sunt curios. Pe cine n-am încercat? Pă, ia să vedem câți bănuți avem ea. Am 1529, deci trebuie să mai joc vreo, nu știu, o oră ca să deblochez ceva ca lumea. Să vedem ce știe Sentinel. Ce armă alegem? Electrohammer sau Hibernator? Sună mișto Electrohammer. Iar e chestia aia mișto. SF așa. Acum, pe viitor, o să avem și personaje din alte jocuri. Lara Croft, eu știu. Poate chiar Rayman. Așa au promis. O să fie tot felul de personaje. Și din Street Fighter ar trebui să fie. Tot felul de nebunii de astea, poate și din Final Fantasy. Uite-l pe Rayman! Holy shit, uite-l pe Rayman! Ce tare, și chiar vorbeam de el. E posibil să-l vedem și pe Vaas din Far Cry 3, nebunii de astea. Nu pot să cred că îl văd pe Rayman aici. Așa, Petra, Bodvar, Wushang, Sidra, Sentinel și Vector. Vector e foarte overpowered. Ok, unul a părăsit lupta. Deci nu o să fiu ultimul. Sunt curios dacă bagă un AI în locul lui. Văd că personajul meu e foarte... A, deci e cu baloane. Cu apă. Asta e Brawl of the Week. Credeam că e altceva. A, ce capcană. S-a mișcat platforma, nu știam. Ce stă la pe loc, săracul? Cred că e la care s-a deconectat. Mamă, ce nebunie! Ar fi bun un jetpack, dar nicio șansă. Cum i-a dat-o lua exact cum vrea și ea să revină pe platformă. Iar nu știu care sunt eu. E o problemă treaba asta. Când sunt foarte mulți gameri într-un meleu de la într-o oulu, într-o grămadă, nu știi care ești efectiv. Da, minunat. Deci abia am ajuns pe platformă și am zburat iar. Zic să nu jucați modul ăsta Brawl of the Week, că e foarte greu, adică... Uite, am scos și eu pe cineva din luptă, doar că nu mi-a ieșit. Da, o să fiu iar ultimul loc. Bă, incredibil, mă! Incredibil. Fantastic. Sunt la minus 4, dar nu sunt ultimul. E unul la minus 9. Mamă! Hai că am făcut și eu un punct, cred. Ia de aici. Hai mă, care mai șmecher. Mamă, deci dacă e prind un ciocan de la cuiva... Am zburat, frățiorul meu. Mergea bine pentru o perioadă.
Chiar făcusem niște puncte. Chestia esențială la joculețul ăsta este să-l pui pe jucătorul la care ieși din joc și să-l abuzezi, să-l farmezi de kill-uri, ca să zic așa. Uite-l! Nu a zburat. Știi cine ar merge bine în jocul ăsta ca personaj? Care s-ar potrivi ca estetică? Asterix și Obelix. Deci Asterix și Obelix ar fi la marele fix. Am făcut și o rimă. Ce palmă mi-a dat? Oh! Am prins și eu una bună. A, mi-a luat ciocanul, gata. S-a terminat cu șmecheria. S-a terminat cu șmecheria, a murit iar. Încă 5 secunde, 6 secunde. Mamă, pumnul ăla de final a fost bun. Eu am terminat pe 0. Deci sunt în ultimii 3, se pare cu 4. 6 cheiuri, 9 căderi, un accident. Interesant că ăla după mine are 7 cheiuri, dar mai multe accidente. Cât damage am făcut? Am făcut mai puțin damage decât ăla de după mine. Interesant că nici locul 2 n-a făcut foarte mult damage, deci el s-a ferit bine. Ugh. Ia să vedem ce am mai primit aici. Niște gold. Asta e jocul, Brawlhalla. Am zis să mai fac un gameplay pentru că mi s-a părut că nu i-am făcut dreptate în primul gameplay ăla de pe OnePlus 6T și na, pe ROG Phone 2 arată mai bine. Și da, puteți juca cu controllerul dacă nu vi se pare comod așa. Cam atât la first play. O să mai fac episoade dacă vreți. Pa, pa!